Autoritățile au decis modificarea calendarului recensământului populației și locuințelor din România. Astfel, perioada în care românii se pot autorecenza a fost prelungită până 27 mai inclusiv. De asemenea, culegerea datelor de la populație prin interviuri față în față cu ajutorul recenzorilor se va face în perioada 31 mai 17 iulie. Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor survine ca urmare a interesului crescut pentru autorecenzare manifestat de populație, și anume peste 400.000 de chestionare completate zilnic, comparativ cu o medie de 120.000 de chestionare completate pe zi. Până în momentul de față, la nivel național, au fost completate peste 8,4 milioane de chestionare colectate. Timișul se menține în continuare în topul celor mai harnice județe la recensământ, cu un număr mare de chestionare completate. Cărășenii din mediul urban sunt mai hotărâți când vine vorba despre autorecenzare decât cei din mediul rural, arată datele Direcției Județene de Statistică. În județul Caraș-Severin au fost completate până în 16 mai un număr de peste 100.000 de chestionare, reprezentând aproximativ 39% din populația țintă a județului la 1 decembrie 2021. Cele mai multe chestionare au fost completate în mediul urban, un procent de aproape 59%, iar în mediul rural, un procent de peste 41%. În proporție foarte mare, de aproximativ 65%, aceste chestionare au fost completate prin autorecenzare cu asistența unui recenzor și doar în jur de 34% și-au completat pe cont propriu formularul. Numărul de chestionare completate nu este egal cu numărul chestionarelor valide și nici cu numărul persoanelor recenzate, pentru că o parte dintre aceste chestionare pot cuprinde doar date legate de locuințele secundare neocupate. La nivelul județului Hunedoara, peste 165.000 de persoane au completat online chestionarele pentru recensământ, ceea ce reprezintă 45,2% din numărul total al locuitorilor din această zonă. Conform datelor oficiale din totalul chestionarelor completate, până acum, peste 83% aparțin locuitorilor din mediul urban și aproximativ 16% celor din mediul rural. Totodată, peste jumătate dintre persoanele care au răspuns online la întrebări au folosit posibilitatea de autorecenzare asistată. În ceea ce privește județul Arad, potrivit datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică, peste 51% din populația județului s-a autorecenzat până în 15 mai. Vorbim aici de aproximativ 200.000 de persoane care au răspuns online cu sau fără ajutor din partea unui recenzor întrebărilor din chestionare. În conformitate cu datele la zi publicate de Institutul Național de Statistică, în jur de 59% dintre autorecenzați sunt din mediul urban, iar peste 40% din mediul rural. Aproximativ 61% au apelat la ajutorul unui recenzor, iar în jur de 38% s-au autorecenzat pe cont propriu. Gorjul are și el peste 90.000 de chestionare completate în ultimele săptămâni în cadrul primei etape a recensământului. Concret, până în a treia zi de Paște au fost completate peste 92.000 de chestionare, dintre care aproximativ 37% în mediul urban și peste 62% și peste 62% în mediul rural. De asemenea, doar 21% dintre persoane au completat chestionarele pe cont propriu, în vreme ce aproape 79% dintre gorjeni au solicitat asistență la punctele de recenzare. Vă reamintim faptul că salariații care se autorecenzează vor primi o zi liberă. Angajatorii au obligația de a acorda ziua liberă în maximum 12 luni de la realizarea cu succes a autorecenzării, până cel târziu în luna mai a anului 2023. Recensământul populației și al locuințelor este o cercetare foarte importantă de interes național, care se desfășoară odată la 10 ani și culege date importante demografice. Este o cercetare practic exhaustivă. Om cu om, casă cu casă este sloganul acestui recensământ. E practic o modernizare a procesului de recenzare. Faptul că se folosește această metodă de recenzare online. Chestionarele de recensământ au fost transpuse în format electronic și pe platforma www.recensământromânia.ro se poate intra pentru a realiza autorecenzarea. Practic se accesează platforma www.recensământromânia.ro. Ea a fost astfel creată ca în momentul de față, odată ce o accesezi, primul buton care apare este cel de autorecenzare, pentru că în spate apoi sunt toate informațiile legate de recensământ pe această platformă. Deci tot ce presupune recensământul populației și al locuințelor din acest an este structurat pe această platformă. Odată ce accesezi autorecenzarea, platforma de autorecenzare, primul pas care trebuie făcut este de completarea unui chestionar de preînregistrare.
Chestionarul de preînregistrare cuprinde stabilirea persoanei de referință din cadrul gospodăriei, își asumă rolul de cap de gospodărie, spus generic, este un termen care îl folosim în cadrul statisticii. De ce? Pentru a, ca apoi să se facă legătura între membrii gospodăriei. Față de această persoană de referință se stabilește apoi cine este partenerul, partenera, soțul, soția, cine sunt copiii, mama, tata, dacă locuiesc împreună și așa mai departe. Practic se completează acel formular de preînregistrare în care se stabilește capul gospodăriei, reședința obișnuită și membrii gospodăriei și apoi, legat de capul gospodăriei, este și chestionarul de locuință, deci persoana care este de referință va completa și datele aferente locuinței, iar pentru restul membrilor câte un chestionar legat de persoană, cu datele aferente persoanei. Participarea la recensământ este obligatorie. Autorecenzarea nu este obligatorie. În cazul în care nu accesați platforma de autorecenzare, veți fi vizitat acasă de un recenzor. Refuzul de a oferi informații sau furnizarea de date incomplete sau eronate în cadrul procesului de recenzare constituie contravenții care pot fi sancționate cu amendă între 1.000 și 3.000 de lei. Pentru cei care au nevoie de ajutor în preluarea online a datelor, autorecenzarea se poate face cu sprijin din partea unui recenzor angajat de primărie. Recenzorul asistă persoana care dorește completarea online a datelor la adresa gospodăriei sau la punctul de lucru deschis de primărie. Validarea formularului sau a formularelor trimise către baza de recensământ se face prin emiterea unui cod automat care reprezintă dovada autorecenzării. Utilizatorul poate verifica dacă datele au fost corecte și completate pe baza CNP-ului. Dovada de autorecenzare se prezintă angajatorului pentru acordarea zilei libere. Dacă privim din perspectiva faptului că recenzăm după reședința obișnuită, atunci spunem că recenzăm toți cetățenii atât ai României cât și străini care își au reședința obișnuită pe teritoriul României. Practic, se poate înregistra la acest recenzământ și trebuie să se înregistreze și cetățeanul străin care își are reședința în România, raportat la momentul de referință 1 decembrie 2021, momentan chestionarul care a fost transpus în format electronic prevede date legate de nivelul de educație, prevede date legate de ocupație și de statut și apoi o întrebare legată de efectul pandemiei, cum consider că te-a afectat pe tine pandemia. În cazul în care în loc de dovadă se emite ca răspuns faptul că persoana autorecenzată nu se află în baza de date, înseamnă că autorecenzarea nu s-a efectuat cu succes. Recensământul din acest an este al 13-lea din istoria statisticii oficiale din România, cel de-al 2-lea de la aderarea României la Uniunea Europeană și primul organizat integral în format digital. Populația țintă a României estimată la data de 1 decembrie 2021 a fost de peste 19 milioane de locuitori, cu 51% femei și 49% bărbați.